Oamenii spun că preotul le cere sume exorbitante, mai mult pentru banii respectivi, le dă chitanțe pe sume mult mai mici. Trageți clopotul ca să iasă preotul? Păi bineînțeles, păi, nu vedeți că nu iese. De frică? De ce nu iese, dacă ar fi corect? Dacă e corect, de ce nu iese? Să dea... Păi transformă biserica particular, biserica aia comună, domnule. Sunt taxele foarte mari, abuzează de ele. Înțeleg că au crescut. Au crescut foarte exagerat. Și în același timp, chitanța care se dă pe banii care îi dai lui... Deosebire foarte mare. Îi dai 3 milioane, 10 chitanță pe 200 de mii. Să se scoată morții fără să știe nimeni. Nu respectă un program. Sunt zile de sărbătoare în care nici nu vine să țină slujba. Mi-a luat pentru mama 8 milioane, mi-a dat chitanță de 3 jumate. Și de restul ce a spus? Și de restul i-a băgat la buzunarul din spate. Banii de la Sobor, că mai da. Banii de la crucea lui taică sau i-a mâncat. I-a dat un văr al meu de la București 20 de milioane. I-a dat 20 de milioane să facă sobă. I-a mâncat. N-avem sobă. Pentru cruce i-a mâncat, pentru puț i-a mâncat. Unde sunt? Enoriașii, supărați că preotul nu vorbește cu ei, au intrat în biserică în timpul slujbei și au răsturnat mai multe obiecte care se aflau în interior. 7 de 2 ani de zile aici le ocolim, poftiți, iau și ce e, că îl dau afară. Iau și ce e aici, troci. Prin atitudinea lui, preotul a semănat dușmănie între oameni. De ce te-am balezi așa când ai venit cu nevoie tău să dea 1,5 milioane pe toate lemne? De teamă că ar putea fi linșat, preotul a sunat la 112, așa că un echipaj de la poliție a ajuns imediat la biserică. Cu greu, polițiștii au putut scoate pe oameni din biserică pentru ca preotul să-și continue slujba. Vă înțeleg nemulțumirea și necazurile dumneavoastră, sunt de acord cu totul cu dumneavoastră. Lăsați-mă să-mi termin sânta slujba și apoi putem să discutăm tot ceea ce veți dori dumneavoastră. Foarte bine, vă aștept. Toate din partea mea, chiar doresc colaborarea, doar că, vedeți, dumneavoastră veniți exact în ultima fază. Enoriașii spun că aceasta este cea mai lungă slujbă ținută vreodată în biserica lor, pentru că, de regulă, preotul fie nu vine deloc, fie stă doar câteva minute și pleacă. Ei susțin că, în afara preoției, preotul se ocupă și cu vânzarea de mașini și alte activități care nu fac cinste unei fețe bisericești. Dovada este chiar în curtea bisericii, într-o magazie transformat în depozit personal al preotului. Bucătărie de face pomană la pentru pomeni, adică da, aici, pomană. De foșa. La și dumneavoastră. Mai mult, preotul și-a adus și rudele la biserică, dar munca o fac voluntar bătrânii satului, printre care și cântărețul Nona Genar. Cine este? Circonnicu. Tot ce-ți angajat aici? Zecile de enoriași din satul Pădureți l-au așteptat la ieșire să-i ceară socoteală și să-l silească să plece din parohia lor sau cel puțin să aleagă un consiliu parohial care să nu-l mai lase pe preot să facă ce vrea el. Sub protecția polițiștilor care au planat conflictul, preotul a stat de vorbă cu nemulțumiții și a stabilit o întâlnire la care ambele părți să-și spună nemulțumirile.